În aceste zile, când pe ogoare se dă bătălia recoltei, când fiecare ceas e prețios pentru toate ramurile agriculturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită de lucru în unități agricole din Bărăgan. Începută la Iasio Grada, întreprindere cu pondere însemnată în zootehnia județului Ialomița și unde au fost discutate aspecte multiple legate de organizarea producției, vizita a continuat în câteva unități cooperatiste. La Miloșești, în comuna Ileana sau în satul Ștefănești din județul Ilfov, tovarășul Ceaușescu a discutat cu țăranii cooperatori, cu specialiștii, măsurile cuvenite pentru strângerea în timp optima recoltei, pentru bunul mers al tuturor lucrărilor. Un scurt popas făcut pe terenurile Institutului de la Fundulea a evidențiat participarea tot mai activă a cercetătorilor de aici, prin soiurile noi create, prin întreaga lor activitate, la dezvoltarea agriculturii noastre. Înconjurând pretutindeni cu dragoste și caldă ospitalitate pe secretarul general al partidului, lucrătorii ogoarelor și-au reafirmat hotărârea de a munci exemplar pentru înfăptuirea sarcinilor economice din acest an.